Nămol pe stradă, apă cu porția, cai și vaci la voia întâmplării și câini fără stăpân la tot pasul. De asta au parte localnicii din zona Narciselor. Deși vorbim de un cartier nou pentru tineri, în cei 10 ani de când cei de aici plătesc taxe și impozite locale, municipalitatea nu a mișcat un deget pentru a le crea condiții minime de trai. Supărați că autoritățile își amintesc de ei doar când e vorba de bani, oamenii au mers astăzi la primar pentru a-i cere explicații. Unii dintre cei nemulțumiți s-au plâns inclusiv de lipsa utilităților. Au fost mai mulți localnici, am primit o delegație a acestora, am discutat cu domnul secretar și cu doamna Hermina Pasăre, urmează ca să vină cu un memoriu pe care să-l adreseze primăriei municipiului Târgu Jiu cu proprietarii celor două străzi, care în momentul de față sunt, așa cum spuneam, în proprietate privată și cu solicitarea de a le trece în domeniul public al municipiului Târgu Jiu. În momentul acesta, asta solicitau dânsii ca să le poată trece în domeniul public, ca ulterior să poată să beneficieze de serviciile de utilitate publică. Cartierul din zona Narcise este cel mai vitregit din punct de vedere al investițiilor. Deși autoritățile vorbesc de ani de zile de o modernizare în vogă, cei care locuiesc aici au parte doar de mizerie și indiferență.